Ai mai slăbit sau nu știu, ai ceva, o sclipire sau culorile sunt foarte deschise, nu știu ceva. Probabil și culorile, dar da, fac tratamente în continuare de remodelare corporală, fac, am grijă și de fața mea, încerc să-mi iau timp și pentru mine chiar dacă am foarte multă treabă și foarte multe drumuri și foarte multe proiecte și trebuie să ajung și la mama și cu copilul la școală, încerc să mă împart. Marius, ce face, fetița? Bine, bine. Iza e cu școala, cu after-ul, cu activitățile ei. Marius e cu site-ul. Acum ne ocupăm un pic și de grădină, să o punem un pic la punct, așa, să facem curățenia de toamnă mai târziu, așa. Și eu sunt cu drumurile, multe drumuri. Acum am văzut că relația voastră este mult mai pașnică, nu? Între tine și Marius, sau cum este? Da, e mai pașnică. Da, e mai pașnică. Încercăm să trecem peste, mă rog, diferențele de opinie pe care le avem în anumite, în anumite subiecte, că nimeni nu poate să fie de acord pe totul, pentru totul, tot timpul. Și da, probabil că, bine, asta nu înseamnă că nu ne mai ciondănim și că nu mai avem discuții în contradictoriu, dar cumva reușim să trecem peste. Cine este persoana care mediază, dacă puteți să aș putea? Nu mediază nimeni. Fiecare trebuie să lase cât un pic de la el, cam asta e. Doamna Roman, ce face? Măi, este la recuperare acum, pentru că a avut acea operație la șold care a fost destul de, mă rog, complicată la vârsta ei. Și acum am dus-o într-un centru de recuperare medicală foarte, foarte, foarte bun, pe la Snagov. Norocul că nu-i departe de mine, că eu sunt în Pipera, ajung ușor. Și face kinetoterapie, face fizioterapie, face exerciții, bicicletă, mers, mă rog, are un program întreg pe care îl face acolo și evoluează așa încet, încet, în fiecare zi câte puțin. Am înțeles. În urmă, cu câteva luni, chiar vorbeam cu ea și era la tine și îmi spunea că ai foarte mare grijă de ea, că ai făcut prăjituri, că ești stâlpul ei, omul ei de nădejde. Da, încerc să fac tot ce pot ca ei să-i fie cât mai bine, să fie cât mai bine îngrijită, să fie cât mai liniștită, să fiu lângă ea cât de mult pot și prăjiturile nu le fac eu, dar îi le duc. Îi iau din astea dulciuri pentru diabetici, care nu prea are voie zahăr și încerc să-i variez așa, să-i duc mereu câte ceva bun, dar care nici să nu-i facă rău. E supărată pentru ceea ce se întâmplă, nu știu. E supărată, da, are multe momente în care îmi spune că nu credea că o să ajungă așa, că îi pare rău, că nu mai poate să meargă cum mergea și așa mai departe, dar din păcate are și niște degenerări cognitive care din păcate nu pot fi date înapoi. Facem tot ce putem să le ținem cât de mult se poate în loc, dar măcar este super bine îngrijită, e într-un loc foarte frumos, merge la coafor acolo, are coafură, are manicură, pedicură, cafenea, o curte superbă cu un lac lângă pădure acolo, adică, mă rog, măcar ambientul este unul extrem de prietenos, dacă vrei, și îi dă o stare, evident, de relaxare.